Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. De ce nu e bine să faci rău? Răul pe care îl faci va rămâne cu tine, iar binele ți se va întoarce. Legea nestrămutată a dreptății lui Dumnezeu aduce peste capul tău ce ai adus și tu peste capul aproape lui tău. Ce ai făcut ți se va face, ce ai zis ți se va zice, ce încarci pe altul ai să duci și tu. Când dreptatea lui Dumnezeu se întoarce asupra noastră, a sosit vremea de plată sau isfășirea. Isfășirea nu e o pedeapsă de la Dumnezeu, ci un mijloc de înțelepțire, o îndreptare mai aspră. Iar fiindcă dreptatea lui Dumnezeu mereu ține cumpăna între faptă și răsplată, putem vorbi chiar de legea dreptății ca o lege milostivă prin care ne curățim de petele faptelor rele. În vremea ispășirii, când vine asupra noastră strâmtorările, dacă le răbdăm de bunăvoie, ne umblând cu ocolirea, ne ajută Dumnezeu. Iar de nu vrem să primim cele ce vin peste noi, că nu le înțelegem, nu ne ajută Dumnezeu, deși El ar fi vrut, scrie extranews.ro. Dumnezeu nu pedepsește toată răutatea tuturor aici și numai decât, precum nici nu slăvește bunătatea tuturor aici și numai decât. Chiar dacă ar face așa, atunci și oamenii ar face binele de frică. Mântuirea ar fi de silă, iar nu o faptă a libertății, ci a dragostei. Apoi, dacă repede ar pedepsi tot răul, Dumnezeu ar fi un fricos, un neputincios, micit la o măsură omenească sau cel mult îngerească și ne-ar da să înțelegem că se teme de rău și își apără stăpânirea, cum fac oamenii. Ci tocmai pe faptul că îngăduie răilor să-și facă de cap și lasă pe oameni neînfricați de pedeapsa năprasnică, ne dovedește atotputernicia sa veșnic liniștită asupra răului. Atotputernicia asupra căreia, prin virtutea credinței, stăm liniștiți și noi, primind palmele răului ca pe niște mărturii ale neputinței aceluia în fața atotputerniciei lui Dumnezeu, care ne întărește cu liniștea sa. Cu aceea că nu pedepsește răutatea numai decât îi întinde ispita puternică să se desăvârșească și ea spre pedepsa sigură în ziua judecății. Iar dacă totuși uneori pedepsește năprasnic vreo fără de lege, o face ca să mai pună frâu răutății între oameni și mai ales să nu scadă în credința începătorii și să nu se piardă dintre oameni cunoștința răsplătirii după fapte. Deci, orică răsplătește, orică nu răsplătește, fie binele, fie răul, un lucru e sigur, că vine o răsplată sigură și veșnică și că biruiește binele asupra răutății. Apoi, prin răbdarea multor neștiuți de oameni, atotputernicia și dreptatea lui Dumnezeu, sfară-mă mereu porțile răului cu puterea bisericii văzute și nevăzute. Când cineva cu faptele sale păcătoase cade din dragostea tatălui său, dă de dreptatea lui, care, ca pe un rob, îl va readuce la cale cu sila. Îi dă și timp, doar va simți să vină de bunăvoie. Dacă însă nu bagă de seamă, îi ia și timpul și cade fără de veste urmărit de dreptate. Extras din O sinteză a gândirii părintelui Arsenie Boca în 800 de capete. Ioan Ginscă. Iată, de Patricia Esca, în revista Sufletului. O femeie săracă cocea câte două pâini în fiecare dimineață, una pentru membrii familiei și cealaltă pentru un trecător ocazional. Femeia punea întotdeauna cea de-a doua pâine pe pervaz și oricine o putea lua. Și în fiecare zi când femeia punea pâine pe pervaz, iar o stă o rugăciune pentru fiul ei, care era plecat de acasă pentru a căuta o soartă mai bună. Timp de multe luni, mama nu știa nimic despre băiatul ei și se ruga mereu pentru întoarcerea lui. Curând a observat că venea un cocoșat în fiecare zi și lua pâinea de pe pervaz. Dar în loc de cuvinte de recunoștință, acesta a murmurat doar: răul pe care îl faci va rămâne cu tine, iar binele ți se va întoarce. Și-și continua drumul. Acest lucru se întâmpla zi de zi. Fără să primească cuvinte de recunoștință, femeia s-a simțit înșelată. Ce spune acest cocoșat? Gândul nu-i dădea pace. La un moment dat, femeia s-a înfuriat atât de tare încât a decis să-i vină de hac. Voi scăpa de acest cocoșat urât, își spuse ea și adăugă o travă la cea de-a doua pâine. Dar când a pus-o pe pervaz, mâinile femeii au tremurat. Ce fac? S-a întrebat. Și imediat a aruncat pâinea otrăvitoare în foc. A copt pâine bună și a pus-o pe pervaz. Cocoșatul, ca de obicei, a luat pâine, a mormăit aceleași cuvinte și și-a continuat drumul neștiind de furia femeii. În seara aceea cineva a bătut la ușă, când femeia i-a deschis și a văzut fiul. Arăta îngrozitor, flămând, slab și în haine rupte. Mamă, e doar un miracol că sunt aici, nu eram departe de casă, dar îmi era atât de foame încât am căzut inconștient. Probabil aș fi murit, dar atunci a trecut un cocoșat bătrân pe lângă mine.
Și a fost atât de bun cu mine încât mi-a dat o pâine întreagă. Și a spus că a fost singura lui hrană pentru întreaga zi, dar vede că am nevoie de ea mai mult decât are el. Când mama lui a auzit aceste cuvinte, fața ei a devenit palidă și s-a sprijinit de ușă pentru a nu cădea. Își aminti pâinea de dimineață otrăvită. Până la urmă, dacă n-ar fi ars-o în foc, propriul ei fiu ar fi putut să moară. Atunci femeia a înțeles sensul cuvintelor: răul pe care îl faci rămâne cu tine, iar binele se întoarce la tine. Morala poveștii: încearcă să faci bine întotdeauna, chiar dacă nimeni nu-l apreciază. Gândul este cel care atrage binele sau răul în existența noastră. Gândirea noastră dispune de cea mai puternică forță creatoare din întregul univers. Gândul este cel care aduce pacea și liniștea în sufletul nostru. Gândul este cel care atrage binele sau răul în existența noastră. Toate gândurile emise plutesc în aer ca niște mine amenințătoare pentru a lovi pe cel ce le-a produs. O gândire sau o acțiune negativă e resimțită dureros de mii de organisme. De aceea există o lege a naturii și a științei conform căreia răul pricinuit altora ne face rău și nouă înșine. De aceea străduința de a ierta dușmanii și de a îndrepta spre ei numai gânduri de pace și iubire constituie un act protector pentru noi. Dacă dezlănțuiți în voi ceea ce aveți mai rău, e normal să vină asupra voastră numai cei rău. Dacă veți dărui iubire și lumină, atunci asta se va întoarce însutit. Întotdeauna primești înapoi ceea ce emiți. Toate se întorc la noi așa cum le-am împrăștiat în mediul nostru înconjurător. Potrivit legii bumerangului, tot ceea ce emitem în atmosferă din punct de vedere vibratoriu, gânduri, vorbe, dorințe, fapte, sentimente, etc., se întorc la noi, producând efecte perturbatoare în câmpul nostru energetic. De aceea nimeni nu poate face rău altuia fără să plătească. De aceea, oricând aveți gânduri negative despre o persoană, să vă rugați în permanență pentru sănătatea ei. Tu ești unica ființă ce-ți cauzezi întâmplările și nimeni sau nimic nu poate fi răspunzător de producerea lor. Gândurile noastre creează realitatea noastră. Când ne gândim la cineva, se creează instantaneu o punte energetică între noi și omul la care ne gândim. De aceea, orice gând rău reprezintă un atac energetic care aduce un prejudiciu omului respectiv. Astfel ne atacăm și ne omorâm unul pe altul în mod inconștient, de multe ori fără să ne dăm seama de acest lucru. Orice expresie dură afirmată pe un ton categoric poate provoca un rău atât sieși cât și unui alt om. Când vă gândiți că vi se poate întâmpla ceva rău, dumneavoastră atrageți nenorocirile. Și cu cât vi le reprezentați într-un mod mai real, cu atât e mai mare răul pe care îl provocați. Dacă veți gândi că vă veți îmbolnăvi, aveți toate șansele să vă îmbolnăviți. Dacă vă gândiți că va veni cineva și vă va jigni, acest lucru se va petrece în realitate. Imaginația are puterea de a crea realitatea. Cea mai mică supărare pe cineva aduce prejudicii sănătății și destinului persoanei pe care ne supărăm. Agresivitatea față de un om reprezintă un program de distrugere a tuturor rudelor și a copiilor săi. Această influență negativă se reîntoarce împotriva agresorului și a rudelor acestuia. La nivelul biocâmpurilor, omul e într-o conexiune directă cu toate rudele sale, cu copiii săi, astfel încât lovitura traversează întregul lanț al rudeniei și ca recul vine pedeapsa împotriva agresorului și a familiei acestuia. Dacă omul atacă individual, el plătește individual, iar dacă atacă în calitate de reprezentant al societății, plătește întreaga societate. De aceea să fim atenți, să nu facem rău nici măcar cu gândul. Bârfa și calomnia produc un rău nemăsurat, deci, prin puterea gândurilor noastre îi afectăm pe ceilalți. Depinde de noi dacă influența e malefică sau benefică. Bârfa ne scurtează viața, ne distruge fizic și spiritual, ne influențează longevitatea. Murim de vreme fiindcă în permanență ne autodistrugem. Ne ruinăm în permanență trupul și sufletul. Majoritatea oamenilor nu fac decât să critique și să-i blameze pe aceia care ne guvernează. Atunci aceștia, fiind torturați de aceste gânduri negative și răufăcătoare, sunt nevoiți să ia decizii greșite pentru țară și greșelile lor cad asupra întregului popor. Dacă te uiți la un om și îți spui în gând, mutra acestui om cere palme, e introdus un program agresiv în subconștient. În el se crispează ceva și în ziua aceea el va înjura, va violenta pe cineva, fără să știe cauza. Nu emiteți niciodată pretenții față de nimeni și nimic. Nu faceți niciun reproș.
nimănui. Nu reproșați nimic nici destinului, nici trecutului, nici oamenilor. Nu uitați că orice reproș al dumneavoastră reprezintă un program de distrugere al aceluia căruia îl adresați. La om și sufletul se va deschide prin spate. Tot ce vei rosti în urma omului, totul se va împlini. Vorba noastră e ca o piatră aruncată în apă, de la care pornesc în toate direcțiile zeci și sute de cercuri. Săvârșind o faptă oarecare, noi continuăm să o săvârșim de sute și de mii de ori în subconștient. Această rezonanță atrage acțiuni similare. De aceea, dacă ați rostit în urma cuiva un blestem, veți continua în subconștient să rostiți acest blestem oricărei persoane care v-a întors spatele, inclusiv propriilor dumneavoastră copii. De aceea, la toți cei care pleacă de la noi, să le transmitem numai lumină, iubire și armonie. Dacă nu facem acest lucru prin subconștient, vom transmite dezaprobare, supărare sau iritare. Vorbirea de rău a unui om otrăvește mintea celui care vorbește, după care produce perturbări în câmpul său energetic. Să nu salutați niciodată pe cineva dimineața cu un vas gol, deoarece îi aduceți vid pentru toată ziua. Într-o noapte, niște jefuitori au pătruns într-o locuință și sub amenințarea pistoalelor au cerut toate lucrurile de preț din locuință. Unul dintre soți a început să se roage astfel: Doamne, dacă ei ne vor ucide acum, își vor pierde sufletele. Doamne, salvează-le sufletele. Nu lăsa să se verse sânge. Și ceva s-a întâmplat. Ei au plecat imediat fără să mai ceară nimic. Dacă cei doi soți se rugau pentru salvarea vieților lor, erau jefuiți și poate omorâți de atacatorii respectivi. Rugăciunea făcută în gând i-a salvat de la moarte. Aceasta este puterea gândului. Supărarea e una din cele mai răspândite încălcări ale legilor universului, care poate determina mari neplăceri în viața atât a celui pe care te superi, cât și în propria viață. Potrivit legii bumerangului, tot ceea ce emitem în atmosferă din punct de vedere vibratoriu, gânduri, vorbe, dorințe, fapte, sentimente, se întorc la noi producând efecte perturbatoare în câmpul nostru energetic. De aceea nimeni nu poate face rău altuia fără să plătească. Gândul. Oricând aveți gânduri negative despre o persoană, să vă rugați în permanență pentru sănătatea ei. Când ne gândim la cineva, se creează instantaneu o punte energetică între noi și omul la care ne gândim. De aceea, orice gând rău reprezintă un atac energetic care aduce un prejudiciu omului respectiv. Astfel ne atacăm și ne omorâm unul pe altul în mod inconștient, de multe ori fără să ne dăm seama de acest lucru. Gândirea noastră dispune de cea mai puternică forță creatoare din sufletul nostru. Gândul e cel care atrage binele sau răul în existența noastră. Toate gândurile emise plutesc în aer ca niște mine amenințătoare pentru a lovi pe cel ce le-a produs. În cuplu. Neînțelegerile într-o relație de cuplu vin din nevoia de a-l controla și domina pe celălalt. Fiecare încearcă astfel să aibă controlul și să rămână deasupra întregii situații. Când controlezi o altă ființă, îi iei energia, îți faci plinul pe socoteala altuia. Astfel devii vampir energetic. Răcirea relațiilor dintre doi parteneri se datorează creșterii nivelului de agresivitate interioară. Lipsa de compatibilitate duce la lipsa de comunicare. Lipsa de comunicare duce la dezastru. Lipsa de comunicare prin iubire duce la ură. O agresivitate subconștientă față de bărbați, femei, se transformă într-un program de autodistrugere. Dacă doi parteneri abuzează fizic sau emoțional unul de celălalt, atunci ei nu merită să rămână împreună. Cu cât e mai puternică dependența de persoana iubită, cu atât mai numeroase sunt pretențiile noastre față de ea. Dependența naște agresivitate, iar agresivitatea produce boală. Dependența de dorințe, frica, depresia și supărarea atrag gelozia. Orice expresie dură, afirmată pe un ton categoric, poate provoca un rău atât sieși cât și unui alt om. Ori de câte ori cădem în acest prost obicei, ne deconectăm de la sursă și intrăm în suferință. Cearta, mânia, nerăbdarea emit în tăcere o mare forță destructivă. Numai prin iubire poate seca izvorul răutăților. În dragostea omenească trebuie întotdeauna să existe o detașare de omul iubit. Cu cât aveți mai multe pretenții, iritări și nemulțumiri față de omul apropiat, cu atât mai mult crește dependența de el. Dependența de valorile materiale ne va omorî încetul cu încetul și spiritul și sufletul. Despre problemele personale. Să nu vorbiți despre nenorocirile trăite, pentru că ele pot prelungi durata lor. Când nu vorbim cuiva despre problemele noastre, noi ne îndepărtăm de ele. Îndepărtarea de ele e primul pas pentru depășirea acestora.
Esențial e când vorbiți despre problemele și emoțiile dumneavoastră să nu căutați milă sau compătimiri. Dacă aveți o mare supărare sau tristețe, încercați să nu aduceți sentimentele acestea acasă. Ieșiți în stradă, cu deosebire în locurile înverzite și plimbați-vă. Nu faceți din casa dumneavoastră o groapă de gunoi energetic. Dacă locuiți de câțiva ani și ați saturat spațiul cu regrete, supărări și spaime, amintiți-vă momentele în care v-ați certat și supărat, așezați-vă în acel loc. Iertați, anulați agresivitatea față de iubire, rugați-vă, de ce nu? Descărcare. E mai bine să plângeți decât să urâți. Dacă n-ați reușit să vă învingeți pe dumneavoastră înșivă, agresiunea se acumulează în mod inevitabil. Atunci când plângeți, agresiunea apărută se distruge. Munca. Munca nu trebuie să ne omoare, ci să ne dezvolte. Înseamnă că supraîncărcările nu trebuie să fie permanente și în fiecare ocupație să găsim plăcerea. Dacă nu există plăcere, orice activitate se poate transforma într-o supra-solicitare și va dăuna sănătății. Încercați să identificați cât mai corect care este munca care va aduce satisfacții prin însăși existența ei în viața dumneavoastră. Nu căutați neapărat satisfacții materiale, nu căutați plată, nici laudă și nici o răsplată orice ați face. Săvârșind ceva bun, noi pretindem imediat recompensă. Aceste dorințe aduc ca rezultat suferința. Cu cât veți intensifica acest tip de pretenții, cu atât va crește nivelul de agresivitate și se va întări programul de autodistrugere. Ofense. Când cineva te jignește, nu te răzbuna pe el, nu-l urâi și nu te supăra pe el, întrucât această jignire e un dar de la Dumnezeu. Dacă nu accepți, urmează ca purificarea sufletului să se înfăptuiască prin boli și nenorociri. Iar dacă nu ești pregătit nici pentru aceasta, ea vine prin moarte. Această formă de purificare ne e dată prin intermediul celor apropiați. De aceea, în măsura în care reușim să iertăm, în aceeași măsură sunt posibile schimbări interioare de profunzime. Se cuvine să iertăm nu numai în gând, ci și cu sufletul. Cel mai mult ne leagă de trecut supărările neiertate. Iertând un om care ne-a jignit sau ne-a supărat, ne putem vindeca de o boală gravă. Cum dăruiești, așa primești. Roagă-te în permanență ca toți cei din jurul tău să fie fericiți, sănătoși și întreaga lume să fie binecuvântată. Această rugăciune va iradia atât de multă iubire către întreaga lume, încât iubirea se va întoarce la tine din belșug. Răzbunându-te, te face egal cu adversarul, iertându-l te arăți superior, iertând ne eliberăm pentru a ne putea înălța. Ar trebui să fim conștienți că iertând îi eliberăm pe cei care ne-au greșit, deci iertând oferim libertate, să alegi calea iertării, pentru că numai ea desface rana încleștată în timp. Iertare și iubire. O gândire sau o acțiune negativă este resimțită dureros de mii de organisme, de aceea există o lege a naturii și a științei, principiul al treilea al mecanicii, cunoscut și sub numele de principiul acțiunii și reacțiunii, conform căreia răul pricinuit altora ne face rău și nouă înșine. De aceea străduința de a ierta dușmanii și de a îndrepta spre ei numai gânduri de pace și iubire constituie un act protector pentru noi. Așadar, suntem ceea ce suntem ca rezultat a ceea ce gândim. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!